Poporul elen, cam de prin anul 1998, încet, încet au început să vină din ce în ce mai mult aici. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, din anul 2010, venind în Grecia, mulți greci îmi spuneau să merg la Sfântul Efrem, la Nea Macri. Eu nu știam despre ce este vorba. Eu mergeam doar la Sfântul Nectarie, lună de lună, așa cum i-am promis Sfântului. Am zis, hai să merg și eu odată la Sfântul Efrem să vedem cum este. Și într-adevăr am rămas mișcat de dragostea grecilor, de evlavia care o aveau la Sfântul și mai ales că mulți îmi povestiseră pe drum multe minuni întâmplate, cum că Sfântul se arăta aievea lor și îi binecuvânta, îi ajuta în necazurile lor și îi întărea în încercările care le aveau zi de zi. Și tot așa, încet, încet, venind la Sfântul Nectarie lună de lună, mi-am luat, să spun, acest canon ca să vin și la Sfântul Efrem în fiecare lună în acest periplu duhovnicesc. Și vă mărturisesc cu adâncă emoție și cu evlavie întru Hristos că de multe ori Sfântul Efrem m-a ajutat și m-a dus pe multe meleaguri bine plăcute lui Dumnezeu ca să cunosc viața duhovnicească a Greciei. Sunt convinsă că Sfântul îi ajută pe toți cei care ajung aici, de altfel credincioșii pot pleca acasă cu mir sfințit și cu apă sfințită. Da, la candela care se află la racla Sfântului Efrem, oamenii vin zi de zi și iau ulei sfințit, ulei binecuvântat, pe care îl folosesc ungându-se sau punând puțin pe buze și așa, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile Sfântului, mulți s-au tămăduit de cancer, multe femei au putut să nască prunci, fiind așa zis sterpe, medicina nedându-le nicio șansă ca să poată să nască prunci. De aceea și Sfântul Efrem mai este numit și ocrotitorul copiilor și cu adevărat vedem și în România că mulți copilași poartă numele de Efrem sau Efremia.